Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici la Hunedoara UNITV. O dimineață frumoasă de februarie, suntem aproape de finalul lunii, luna iubirii, pentru că noi iubim, vreau să cred, dar nu ieșim din atmosfera iubirii, când intrăm în luna martie, când o să fim și mai plin de iubire, pentru că vin zile dedicate mărțișorului, vin zile dedicate femeii, o să venim cu tot felul de surprize pentru dumneavoastră. Spun alții, așa mai deștepți ca mine și cu multe patalamale, adică cu multe diplome la mână, că eu nu le am, eu vorbesc din amintirile mele, că fericirea autentică și bucuria nu are nicio valoare dacă nu o împărtășim cu cei din jur. Mereu caut în jurul meu oameni care fac lucruri astfel, lucruri deosebite. Acum, nu știu cum să vă explic, să înțelegem cu toții. Trăim în 2024 în era tehnologiei. Inteligența asta artificială care ne învață în fiecare zi ce e mai bine pentru noi, că se pare că ea știe mai bine ce e bine pentru noi, ea stă și locuiește într-o cutie, cred. Dar m-am gândit eu să întreb pe cineva. Dar până acolo, mă tot gândesc care e legătura dintre o planetară și un calculator, nu știu, da? Am auzit eu ceva, nu știu, știți și dumneavoastră, haideți să vedem despre ce este vorba. Vecine? Calculatorul? Mă scuz, dar cred că e bate o planetară. Ultra Special Computer este soluția. Servicii complete de reparații, întreținere și consultanță pentru calculatoare și laptopuri, devirusare, upgrade componente, diagnostic hardware și înlocuire componente defecte. Pentru orice manifestări neplăcute ale computerului dumneavoastră, adresați-vă specialiștilor de la Ultra Special Computer. Deva, Bulevardul Decebal, bloc 16, parter, lângă Cepromin. Vă ajutăm să țineți pasul cu tehnologia. Și întâmplător a fost râde invitatul meu. Acum nu știu de ce râde. Râde că ne-a bătut o baterie sau că-i bate lui planetara de la calculator, pentru că nimic nu e întâmplător. Am vrut să începem cu publicitate, pentru că eu de când am auzit această reclamă, în fiecare zi aproape îl sun pe Adi să-l întreb de ce bate planetara la calculator. Bună dimineața, Adi! Bună dimineața și bine v-am găsit! Râdeam mai înainte pentru că Rosi avea o poziție foarte interesantă. Era o balerină de-a dreptul aici. De ce bate planetara la calculator? Da. Pentru că înainte e cuvântul acela, vecinul. Întotdeauna vecinul știe mai multe decât orice fel de serviciu de calculatoare. Mai există o reclamă, sunt două în paralel, pe două posturi de radio. Dar și televiziune. Și televiziune, bineînțeles. La Hunedoara UNITV. Corect. Așa. Dar există un trend întotdeauna la români. Indiferent de domeniu, că e IT, că e mecanică, că ne pricepem la zugrăvit, fiecare are câte un vecin care poate să le facă pe toate. Și atunci am zis în felul următor, dacă tot se apucă un mecanic să repare un calculator, măcar să-i bată o planetară la calculatorul respectiv. Foarte tare asta cu planetara, pentru că l-am oprit un pic. Planetara, dragii mei, să vă explicăm pentru cei care nu știți, e o piesă de la mașină, de la roată. Undeva la roată acolo, nu știu să explic ce face planetara, dar e undeva la roată, atâta știu. Sincer, la mine, dacă se strică mașina, acolo în cui sun mecanicul, că el e specialist, nu eu mă apuc să schimb planetara.
În schimb, la calculatoare, întotdeauna vecinul știe să schimbe un RAM, știe să schimbe un SSD-ul, știe să-ți instaleze un sistem de operare, dar până la urmă tot într-un serviciu se ajunge că nu funcționează calculatorul respectiv. Dar n-ajunge într-un serviciu auto sau pe mâna fraților Buturian, al lui Gigi și al lui Neluții, salutăm, care pricep ce să facă cu planetară, dar am putea să facem schimb, dragii mei, și să ducem calculatorul la Gigi și la Neluțul Buturian și să venim cu mașinile la tine, dacă tot aflăm Dumnezeu că ai un vecin meseriaș. Nu răspund, dacă eu repar mașina lor, eu nu răspund pentru chestia asta. Da, o să dai înscris. Nu răspund. E foarte interesant. Oamenii trebuie să știe că există undeva câteva servisuri bune de calculatoare. Nu suntem noi singuri. Suntem, îmi place să cred, cei mai buni. Dar sunt și alții care pot să te ajute și să-ți dea informații corecte. Adică să nu ne apucăm, dragii mei, să ne reparăm singuri calculatoarele. Nu e chiar bine. Nici mașinile nu e ok să ni le reparăm singuri, dar eu am un deget maxim de puternic și când nu merge laptopul, întotdeauna mouse-ul de vină. Nu? Restart! Restart de la buton. Rezolvă întotdeauna deși problema. La doamne, întotdeauna când nu funcționează laptopul sau calculatorul, mouse-ul și trântitul mouse-ului de masă rezolvă totul. Ferească bunul Dumnezeu, mouse-ul meu cel rost pe care îl iubesc și l-am de vreo 10 ani și nu renunț la el și nu-l folosește nimeni pentru că nu funcționează, scrollul merge invers, Petronela sau Nicol, dacă îl mai au din greșeală în mână. Eu cred că țineți mouse-ul invers. Nu știu cum se întâmplă, dar e clar că mouse-ul meu cel roz și la care nu renunț, voi renunța într-o zi când o să-l duc la Adi și o să-i spun, vezi că-i bate toate planetarele, atunci o să-mi iau alt mouse. Merge, funcționează, nu e un exemplu de bune practici, ar fi frumos să luați laptopul sub braț și să mergeți la Adi Bulea să vedeți ce problemă are, să-i rezolve planetara. Dar merge și cu așa, restart general. Adi, câte piese există în minim, un număr de piese minime pe care le găsim în casa inteligenței artificiale. În mintea mea, la inteligența artificială, eu i-am făcut o casă, dragii mei. Calculatorul, laptopul, orice device care funcționează netul prin acel device, prin acea aparatură, tabletă, telefon, e casa inteligenței. Depinde cine l-a asamblat înainte. Dacă l-au asamblat mecanicii, are un număr de piese. Dacă l-au asamblat cei de la calculatoare, are alt număr de piese. Cei de la calculatoare, dacă l-au asamblat, că eu, mă rog, aș lua o cutie. Eu mereu mă uit, când cumpără, de curând s-au făcut niște achiziții la noi aici și mie mi-au plăcut cutiile, sunt atât de frumoase și așa transparente și cu multe culori. Wow, ce curcubeu de-a dreptul. Alte doamne se orientează să se potrivească culoarea cu mobilierul. Și nu ți se pare normal să ne alegem calculatoarele după cutiile, casa inteligenței artificiale după culoare? Mi-ar să-l părea normal să mi se asorteze cu manicura, aș putea să-mi iau o tastatură care să mi se asorteze cu tastatura, să... Cam pentru fiecare culoare un model de tastatură. Ce-ar fi să-i dau un restart de fiecare dată când schimb USB, se folosește USB la tastatură sau rămânem pe wireless? Râdem și glumim. Un număr de piese, am întrebat care e numărul de piese pe care, minim, pe care ar trebui să-l dețină o cutie, casa inteligenței artificiale, pentru că știu că tu îndrumi tineri și presupun că acei tineri care îți calcă casa, birou, sediu, și probabil vin și cu tine pe teren, pentru că tu faci asta, mergi la clienții tăi, nu întotdeauna ne luăm cu
toate cablurile și cu toate alea să venim la tine. Prima fază, ca la doctor, vine doctorul acasă și se uită, e necesar un transport sau poate fi reparat la fața locului. Greșesc cu ceva? Oarecum. Acum, tinerii care calcă pragul magazinului pot fi simpli clienți. Se cer foarte multe calculatoare de jocuri. Un calculator de jocuri bine configurat ajunge la o sumă destul de greu accesibilă în ziua de astăzi. Prețurile sunt cum sunt, traiul îl știm toți. Un buget minim pentru un asemenea calculator de jocuri sau să zic în engleză de gaming pleacă undeva de la 6-7 mii de lei în sus, fără să luăm în calcul și monitorul. Cu totul am putea ajunge undeva în 9.000 de lei. Trebuie văzut în principal procesorul, placă video, toate contează de acolo. Nu există doar hai să luăm o placă video de 3.000 de lei și am rezolvat problema. Nu. Trebuie avut în vedere în primul rând și procesorul, memoria RAM, frecvențele memoriei RAM, SSD-ul, sunt toate. Și cel mai important, unde foarte mulți nu pun accentul, este puterea sursei. Ca să fie compatibilă și să poată face față la un calculator de jocuri, o sursă trebuie, din punctul meu de vedere, să fie de o putere de minim 750W, care încă mai cresc costurile la calculator. Dar, repet, un buget bun ar fi undeva în 7-8 mii de lei, cu tot cu monitor, pentru un calculator de jocuri. Altă categorie de copii care ne calcă pragul sunt cei care vor să învețe. Cei la care atât eu cât și colega mea Maria încercăm să le transmitem toate cunoștințele noastre. Și ne apucăm cu partea cea mai basic. Desfacem, învățăm să ținem șurubelnița în mână, identificăm componentele, le învățăm principiul de funcționare și avansăm încet, pentru că nu ne putem juca cu niște componente care au o anumită valoare. Mai întâi trebuie să plecăm de la ceva second, de la ceva dezmembrări, ca să ajungem să lucrăm cu calculatoare de 7-8.000 de lei. În acest moment, implicit, aproape în fiecare vacanță și când mai există zile libere, îl avem pe Victor Tomuță. Un copil de clasa 7, extrem de cuminte, extrem de deschis să învețe. Asimilează extrem de repede. A învățat foarte mult. Avem încredere în el. Îi spunem, asta ai de făcut la acest calculator sau la acest laptop. Și le face singur. Eu sau Maria doar îl verificăm la final. Câți ani are? 14. Face în 14 martie. Și le face singur. A venit de la început la noi, a prins drag de meseria asta, parte hardware, mă refer, și fiind foarte conștiincios, a avansat foarte mult. A avansat foarte mult. Există clienți care intră, ne expun problema, Victor stă și ascultă, după ce pleacă clientul, zice, știu ce am de făcut. Explică-ne. Asta. Poftim, fă-l. Bineînțeles, suntem acolo lângă el. Dacă undeva se încurcă sau nu-și mai aduce aminte, automat eu sau Maria îl ajută. Dar rar se întâmplă chestia asta. A fost vreun caz în care Victor a dat diagnosticul corect mai repede decât tine sau Maria? S-a prins mai repede de o chichiță la o... Încă n-a ajuns la stadiul. Încă mai există finețuri care lucrăm la ele. Există totuși experiența noastră care lucrăm de ceva timp. Ca să ne dăm seama din prima de defect, noi putem să o facem, eu sau Maria. Dar Victor încă nu. Victor încă mai are de asimilat experiență.
foarte interesant la 14 ani să înțelegi ce se întâmplă într-o cutie care e o casă, că până la urmă ea e o casă întreagă, mult mai complexă decât o casă este în care utilaj. Noi... Atât. Este un utilaj, o mașină de care în ultimul timp devenim dependenți. Suntem dependenți de foarte mulți ani de ea, nu ne-am dat seama, îmi permit să te contrazic, am trecut mai multe etape, am fost dependenți, acum încercăm să ne trezim la realitate și să ne întoarcem la o viață reală pe care mulți dintre noi am uitat să o trăim fiind dependenți de acest utilaj. Rămâne o casă, eu vreau să cred că e o casă, pentru că vrem, nu vrem, nu putem trăi fără acest utilaj, cum îi spune Adi, pentru că viața, la momentul ăsta, cumva se leagă și totul se întâmplă în jurul acestor tehnologii. Vrem, nu vrem, rețelele de socializare, internetul și toate... device-urile astea care fac parte din viața noastră cumva ne duc spre ceva. O să vedem spre ce. Spunea Seba Mercurian foarte fain în emisiune, ne grăbim și nu știm spre ce. Nu vreau să renunțăm la tehnologie, eu chiar insist și tu urmărești când ai timp, pentru că îmi spui asta și prin mesaje și când vorbim la telefon, o parte din emisiunile mele și eu vreau să înțelegem noi toți că putem găsi echilibru în a folosi aceste tehnologii care ne ajută, ne dă timp să putem face multe alte lucruri, să nu devenim dependenți de ele, iar atunci când am devenit dependenți de tehnologie, să învățăm să ne dăm un pas în spate. Dependența de nimic nu e sănătoasă. Și totuși rămâne casa inteligenței artificiale, pentru că de acolo, din acele cutii, dragii mei, de multe ori primim și vești bune. Uite, eu am pierdut legătura pentru că m-am mutat din Sebeș cu foarte mulți prieteni, cu oameni cu care eu am copilărit. Datorită acestei fabuloase tehnologii, pot să-mi văd prietenii din copilărie și chiar să am reluat legătura cu foarte mulți dintre ei. Pentru că e mai ușor și putem să ne păstrăm mai frumos amintirile, pentru că le avem. Și inteligența asta artificială ne aduce aminte, dragii mei, în fiecare zi, că avem amintiri și că astăzi suntem suma experiențelor din trecut. Că ne aducem aminte de câte ceva sau că ne aduce aminte Facebook-ul ce am trăit acum 5 ani sau 10 ani, e una. Că devenim dependenți se vede de zi cu zi în rândul tinerilor. De aceea eu îi sfătuiesc în momentul în care vine vacanța și vine vacanța de vară să lase tot ce înseamnă gadget, deși mă ocup de ele, să folosească bicicleta, să plece de dimineața pe bicicletă, să bată toată cetatea aia pe două roți. Există o grămadă de poteci pe acolo, pe unde se pot plimba, în natură și să se rupă de tot ce înseamnă tehnologie. Într-o zi ploioasă în care nu ai activitate, da, poți să stai în fața unui calculator la un joc, dar în rest, ieși afară și rupe-te de ele. E interesantă evoluția tinerilor și e interesantă legătura noastră cu tinerii. Sunt foarte mulți, iartă-mă, și am văzut cazuri în care erau împătimiți de jocuri și nu îi scoteai din starea aia de joc. Nu mi se pare normal și aici cred că părinții ar trebui să iei măsuri în educația lor. Ar trebui totuși îngrădit oarecum accesul la o vârstă fragedă, povestesc acum, să ai un timp în care să te joci, da, pentru că ăla e trendul, după care ai teme de făcut, ai școală și ai natura din jurul tău, de care trebuie să profiți.
Eu nu sunt părinte și nu cred că, nu știu dacă pot să dau sfaturi. Am văzut părinți care, într-adevăr, fac asta, ce spui tu, și la un moment dat tânărul despre care povestesc a pierdut legătura cu... pentru că a stat, a pierdut, că i s-a impus anumite reguli, a pierdut legătura cu gașca lui. Pentru că tinerii au evoluat altfel, lipsa lui de antrenament, să spunem, la jocurile despre care tu vorbești, i-au adus o frustrare, i-au adus și a renunțat la un moment dat la a se mai juca în acel grup. Nu știu, tinerii, noi, nu știu dacă tinerii din ziua de astăzi pot să aleagă. Mi se pare că, deși ei au mai multe variante decât am avut eu sau tu la vârsta lor, noi am fost mai feriți, să spunem așa. Nu aveam acces la atât de multă informație și nu trebuia să ne stoarcem procesorul. Ăsta din cap. Tot un fel de procesor e. Tot un procesor are și Adi în acele cutii. Nu trebuia să ne uzăm procesorul prea mult pentru că nu aveam ce alege. Tinerii din ziua de astăzi au acces la foarte multă informație, iar eu sunt foarte mândră de ei atunci când îi văd pe elevii de la Decebal, când îi văd pe elevii de la Robotics, de la Hunedoara, domnul profesor Stănculescu sau domnul profesor Nistor sau ceilalți care au trecut și vin. Uite, îl văd pe Matei, o văd pe Luiza de la Decebal, doi elevi ok, care au găsit calea de mijloc și pot fi un exemplu pentru generația lor. Dacă le impui un program și îi oprești de la ceea ce ei fac de zi cu zi, nu știu dacă ei nu pierd, își pierd antrenamentul, pentru că nu toți asimilează la fel de ușor informația. La fel ca și în sport, unii învățăm foarte repede să ne dăm cu bicicleta, iar unii tineri asimilează mai greu informația. Și în ceea ce privește informatica, eu spun că e un alt nivel. Este un alt nivel. Asimilarea de care vorbești nu include jocurile. E totuși o cale de pornire nu de undeva. Nu include ore de stat non-stop în fața unui joc. L-ai amintit mai înainte pe domnul Stănculescu. Da. În weekend, din câte știu, a fost o competiție la Arad unde a făcut o figură foarte frumoasă, din câte știu. Și Hunedoara, la fel, Robotics-ul. Eu sunt mai atașat de domnul Stănculescu. Mi-a fost profesor. Mi-a fost profesor. Așa. Și el și soția dânsului. Parcă locul 7 a luat. Foarte ok. Foarte ok. Și ceva diplomă de inovație, ieri am aflat. Felicitări. La copiii au început de la jocuri, presupun. Toți încep de undeva, Adi. Copiii au început din dorința de a face un mecanism să funcționeze prin programare. Este altceva față de un joc unde te împuști și vezi numai sânge și violență. Da. Vând calculatoare de jocuri, dar nu sunt de acord să stea copilul foarte mult în fața unui calculator de la o vârstă fragedă. Prefer să stea o oră, maxim două pe zi, după care, repet, să iasă cu bicicleta afară. Trebuie mai mult profitat de natură și mai puțin stat în fața monitorului. Dragii mei, fiecare... Da, ce să zic, foarte interesant să... Tu îți dorești să mergi în natură? Stai prea mult la calculator? Stau foarte mult la calculator. Cu planetar, acum te simți? Eu cred că stă la calculator, caută încă planetara de la calculator. Dragii mei, Adi,
Nu întâmplător am dus discuția în această zonă, pentru că Adi, așa cum ne-a povestit, pe lângă Victor, are destui tineri care calcă pragul. Am stabilit că, virgulă, calculatorul are un creier, se numește procesor. 11 ani și 8 luni mi-am dedicat tehnologiei prin prisma meseriei de la acea oră. Un program, o aplicație intră în contradicție. Alo, Adi, vezi că ceva nu e în regulă. E interesant să învățăm cum să ne împărțim partițiile la laptop. Greșesc? Nu greșești, e bine. Ai mai pe înțelesul tuturor. Dacă vrem să ne cumpărăm un calculator, înainte să trecem la pasul următor, la natură, la a face bine, la a fi generos cu viața, cu oamenii de lângă noi, hai să le dăm pe înțelesul tuturor. Tu ai spus foarte frumos, nu știu cât s-au înțeles, un calculator trebuie ales după preț, după necesități. După necesitate, la ceea ce îl folosești. Dacă e o muncă de birou, nu ai nevoie de un calculator de 8.000 de lei. Clienții ar trebui să vină... Poți opta inclusiv pentru un calculator second hand. În acest moment pot să zic că am un stoc de vreo 40 de calculatoare second hand de generație nouă. Povestim de procesoare quad-core sau octa-core, procesoare trec pe la caserie, pot să zic? Nu. Deci nu zic, bine. Mai multe firme. Dă-ne minim 3. Bun, deci nu mai trecem pe la caserie. Sunt procesoare de generație nouă. Sunt configurate toate cu cel puțin 8 GB de RAM și cu SSD pe ele. Calculatoare care pentru o contabilitate, pentru un birou, pot fi configurate oarecum și pentru jocuri, dar nu la 8.000 de lei, ci cu cerințe mai modeste. Toate pleacă cu certificat de garanție și asta le sugerez la toți clienții să ceară certificatul de garanție, indiferent de unde achiziționează un calculator, și să se orienteze să aibă o garanție minimă de 2 sau 3 ani de zile. Contează foarte mult pentru că trăim într-o societate de consum. Indiferent dacă dau 1.000 de lei sau dau 8.000 de lei, trebuie să fiu protejat. Eu, ca și consumator, trebuie să dorm liniștit că dacă se întâmplă ceva cu el și nu este din vina mea, beneficiez de acea garanție. Dragii mei, dacă vă hotărâți să vă achiziționați o cutie, o casă pentru inteligența artificială, îl găsiți pe Adi, e foarte ușor de găsit, rețelele de socializare, reclamele de la radio, reclamele la Hunedoara 1 TV, călcați pragul, mergeți cu lecția bine învățată și spuneți pentru ce vă doriți acel device, acel gadget. Vreau să fac filmulețe, vreau să montez, vreau să mă joc, vreau să mă uit doar pe rețelele de socializare și să... În momentul în care mergeți cu informația corectă, sunt ferm convinsă că prețul va fi corect. Greșesc? Nu, absolut deloc. Pentru jocuri este o configurație, pentru exploatare de Office este o altă configurație, pentru un AutoCAD, Corel, Photoshop există altă configurație. Iar pentru rețele deja sunt serverele. Și ne salutăm prietenii, ne spune Adrian Mureșan, bună dimineața, domnul Enea Vasile, bună dimineața, zi frumoasă, mulțumim, Daniela, te salutăm, ne vedem duminică la Hunedoara, mai venim cu informații, nu uitați, duminică după masa de la 5:30, dacă îți rețin bine, ne vedem la Hunedoara. O să revenim cu informații. Maria, tanti Maria, sărumâna, bună dimineața, Adrian Mureșan ne spune bună dimineața, Edi ne spune bună dimineața, Edi, dacă ești aproape, îți dorim o zi minunată, dacă ești pe drumuri, să ai drumuri bune, fără evenimente, ne salută și Sergiu Stănescu, bună dimineața, Sergiu.
Camelia Cotoară, nu știu dacă mai e alături de noi, am văzut-o live la un moment dat. Camelia, te iubim, îți mulțumim că ești alături de noi și felicitări pentru emisiune, ne spune doamna Dorela Murărașu, care sper să vină curând aici la noi, la Dale Dimineții. E un om special, a fost de curând la Hunedoara 1 TV alături de domnul Fabius Schisel într-un proiect pe care i-au dat start la Orăștie. Nu întâmplător oamenii de bine se susțin între ei, oamenii care pleacă în fiecare dimineață cu gândul astăzi va fi o zi, a spus adinainte de emisiune, lungă. Pentru că probabil gândurile lui se duc către oameni care au nevoie de ajutor și uite, Camelia ne scrie neața și noi te spunem bună dimineața și îți mulțumim, Cami. Chiar dacă ești departe de casă, sufletul tău e alături de noi. Adi, sufletul tău e alături de oameni. Oameni care la un moment dat, probabil din diferite motive și nu numai, au nevoie de ajutor, de o vorbă bună, de sprijin fizic uneori, dar și de altfel de sprijin. Și dincolo de orice, tu ești unul dintre oamenii de bine care dai o mână de ajutor acolo unde e nevoie. Tocmai de aceea anunț că a luat ființă sau a luat naștere Asociația Sprijin și Speranță, care am făcut-o împreună cu un prieten extrem de bun, Marius Frătean. Noi am mai avut niște acțiuni înainte, acțiuni de binefacere, acțiuni care ne-au unit mai mult prietenia și am decis să să înființăm această asociație. Ne propunem să facem evenimentele în principal într-o ajutorare. Sunt alții care fac evenimente mai dese în funcție de calendar. Noi o să fim pe o altă axă. O să încercăm să identificăm nevoile reale. Exact. Locurile unde este nevoie într-adevăr să se intervină la o scară mai mare. Și pe chestiile astea ne vom concentra. Am avut o colaborare foarte bună cu Lavinia. Da, de la Inimi Generoase. Exact. Te-am regăsit alături de ea la foarte multe evenimente. O persoană extraordinară, îi mulțumim foarte mult. Sper să nu se supere că ne-am făcut și noi asociația, deși la ultima discuție am zis clar că dacă e nevoie de ajutor, vom cere și vom acorda ajutor. Vom lucra împreună. Ai amintit-o mai înainte pe Dorela Murăraș. Am un respect deosebit pentru Dorela. Văd copiii din jurul ei cum se bucură de acțiunile pe care le face. O persoană de suflet. Încercăm și noi pe o altă axă să aducem acelea zâmbete și altor copii sau oamenilor care chiar au nevoie de așa ceva. Marius Dragomir ne scrie, bună dimineața, un om ultra special, felicitări, mulțumim Marius. E ultra special și Big FM-ul și îl salutăm pe Marius Dragomir, l-am avut și curând sper să vină din nou alături de noi, pentru că da, oamenii speciali fac lucruri deosebite. Toate aceste asociații, am ajuns să cădem în patima și am auzit urechile astea două ale mele, nu că aud și ascult cu ele uneori, chiar dacă se pare că nu, sunt voci altă asociație, alți bani. Nu, de unde? Nu suntem noi destul de săraci. Dragii mei, și doamna Dorela Murăraș și Adi, chiar și Lavinia,
ne-a demonstrat că cu foarte puțini bani se pot face lucruri frumoase, minunate, să aducem zâmbete. Mai mult decât atât, rolul asociațiilor este să peticească acolo unde niciun guvern nu reușește să facă ceva. Politica din ziua de azi este așa cum este. Nu vreau să povestim politică în dimineața asta. În dimineața asta? Nu vreau să povestesc politică deloc în această viață. Rolul nostru este acolo unde guvernul, indiferent care ar fi, este neputincios, noi să venim să facem pentru tineri, să facem pentru vârstnici, să facem pentru cei nevoiași, să le aducem un plus, un zâmbet, un ajutor. Ăsta este rolul unei asociații, unui ONG. Nici de cum să cerșească bani în interes propriu. Ajutorul vine uneori de unde nu te aștepți, mereu o spun, știți care e credința mea, cei care mă urmăriți, Dumnezeu lucrează prin oameni, îngeri la care nu le vedem aripile, care vin și când ne găsesc rătăciți în câte o gară, am coborât din trenul destinului și rătăcim așa prin câte o gară, liberul arbitru, vin acești îngeri și parcă uneori cu forța, datorită bunătății lor, a sufletelor lor curate, ne urcă înapoi în trenul vieții și plecăm mai departe. Un astfel de om e Adi, pentru că nu o să-i placă și nu îi place atunci când este lăudat. Face lucrurile așa, din umbră, așa cum poate el. Uneori își depășește limitele fizice, aș zice eu, pentru că de foarte multe ori îl întâlnesc foarte obosit. Aici contează foarte mult și implicarea unor instituții publice. Mă gândesc la ultima acțiune care am avut-o în parteneriat cu Inspectoratul Școlar și le mulțumesc. Am dus de la 3 școli tineri care au asistat la dezmembrarea unui echipament și reasamblarea lui la un partener de la Timișoara, aici pot să dau 3 nume, este vorba de Sky Group, unde nu o să mai dau și brandul pe care l-au dezmembrat, așa, că caseria e lângă, dar au văzut cum funcționează un multifuncțional, o imprimantă, după care au fost și au participat la o prezentare la Nokia în Timișoara. A fost ceva de vis, inclusiv eu și însoțitorii, printre care domnul Demeter și domnul Strânculescu, stăteam ca niște copii și ne uitam și noi ce prezintă cel de la Nokia. Iar la finalul acelei zile ne-am întors în timp și ne-am dus la un muzeu, la Muzeul de Retro IT. Și am văzut primele calculatoare, care erau cât masa, sau mai mari. Sper să am tot sprijinul și în acest an să repetăm cu alți copii. Pentru că e o chestie foarte frumoasă. Pentru un copil îi deschide oportunitatea de a vedea ce se întâmplă într-un service mai mare, la nivel național, dar ce se întâmplă într-un multinațională gen Nokia. Și oportunitățile de a lucra într-o echipă ca la Nokia. E de vis. Am trecut prin lumea lor, am spus-o, 11 ani și 8 luni am stat alături de astfel de echipe, nu doar de la această firmă și de la celelalte care au dezvoltat tehnologia, de la ce înseamnă un satelit, cum cablezi, profesioniști, dragii mei, am întâlnit oameni care sunt adevărați vizionari. În multinaționalele astea există oameni care nu ies în față, dar care, credeți-mă, că dacă ar lua o administrație publică, ar fi o adevărată, o instituție din administrație publică ar fi o adevărată problemă, pentru că acea administrație nu s-ar încadra
în restul. Aici trebuie să păstrăm echilibru, dragul meu. Nu putem să facem, sunt ironică, cred că v-ați dat seama, nu putem să facem diferențe. Toți trebuie să mergem pe același drum. Nu facem politică astăzi. Vrem, nu vrem, totul e politică, că politica e noi și în toate. Vrem, nu vrem, ne lovim de astfel de oameni. Ioana Tatiana ne spune: bună dimineața, vă salut cu drag. Și noi te salutăm, Tatiana, și îți mulțumim că ești alături de noi cam fiecare dimineață. Rămânem la asociația ta și a prietenului tău. Încă o dată ne spui numele. Marius Frătean. Și a numele asociației? Sprijin și Speranță. Sprijin și Speranță, două cuvinte. Să știți că n-am știut până în acest moment cum se numește. Merg la sufletul meu, pentru că da, într-adevăr, eu cred în Sprijin și Speranță. Pentru cei care nu știu, facultatea pe care am terminat-o la Universitatea 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, eu sunt asistent social, dragii mei, cu studii superioare. Un proiect pe care, uite, o provocare, mai știți, voi sunteți atâtea ONG-uri, mereu ne gândim la oamenii bolnavi, copiii defavorizați, da, au nevoie de ajutor, trebuie să-i ajutăm să ajungă pe linia de plutire, să devină și ei cetățeni de onoare acestei țări, fiindcă foarte mulți dintre ei sunt de onoare, mai de onoare decât mulți dintre noi. Și zâmbește Adi așa. Uite, un proiect poate că se leagă între voi cei cu ONG-urile. Bunic pentru o zi, de exemplu. Mi-ar place, sunt atâția pensionari în putere la care nu se gândește nimeni. Sunt pensionari, au pensie, pot să trăiască, n-au nevoie de ajutor. Uite, bunic pentru o zi. Vă lansez o provocare celor cu ONG-uri. Bunicii în putere, bunicii, bunicele, bunicuțele, așa, sunt mame singure care au copii, care n-au un job, care nu-și permit să-și întrețină familia pentru că nu pot. Uite, ați putea să faceți legătura între două generații, între două familii de clase sociale, să-i întâlniți, să poate să se ajute între ei. E doar o idee. Care... Și alergăm cu Dorela. Și alergăm cu Dorela. Da, pe bunici. Da, am putea. Ce proiect acum, dincolo de glumă, la ce proiecte te-ai gândit pentru timpul care urmează? În scurt timp, să spunem așa? Momentan încă nu dezvălui, pentru că am avut o mare dezamăgire în sensul că în România, o asociație, ca să se înființeze, durează extrem de mult. La noi a durat un an. Da, de ce? Acum te întreb. Pentru acum, că așa este legislația în România. O asociație ia naștere într-un an. Și atunci trebuie să ne punem iarăși la masă, împreună să povestim, eu cu Marius, să vedem care ar fi prioritățile și proiectele la care să ne ahămăm. Fiind proaspăt ieșită, încă nu ne-am gândit. Trebuie să povestim cu sponsori, trebuie să strângem acele declarații pentru cei 2% din impozitul pe profit. Sunt mai multe de punctat. Dar, repet, toate au fost date peste cap datorită legislației. Au mai fost și grevele judecătorilor. S-a prelungit termenul. Acum, nimic nu e întâmplător în viață, spun eu. Vreau să cred asta și nu se știe, poate că faptul că ați avut timp un an de zile să coaceți, să dospiți, să găsiți, pentru că e clar că voi când ați început să faceți această asociație acum un an de zile, ați început de la un motiv. Nu v-ați trezit voi peste noapte să zicem, băi, eu m-am gândit să fac o muncă voluntară, că așa am eu mult timp liber și mulți bani să consum benzină și motorină, să merg de la o instituție la alta, de la un prieten la altul, de la o firmă la alta și să ne apucăm cu miloaga să strângem bani, să dăm cuiva.
Nu cred că asta a fost. Ceva a declanșat în voi. Asociația lua ființă anul trecut, era prin vară, era tot o altă poveste acum. Anul ăsta este și un an electoral. Ar trebui să fie de ajutor. Ar trebui să... Da, asta dacă începem să politizăm fiecare acțiune, ceea ce noi nu ne dorim. Preferăm să le facem în așa fel încât să fim discreți. Așa cum am spus, Adi, rămâne mereu un pas în spate atunci când e vorba de a face, de a fi vizibil. Alexandra Truță ne scrie: bună dimineața, oameni frumoși, succes în noul proiect, colegul cu care am făcut bine, alături de care am făcut voluntariat, ea și din inimi generoase, e atâta loc pe lume să facem bine și e nevoie de oameni implicați în comunitate, așa că nu se știe când putem colabora în continuare. Oamenii de bine trebuie să rămână uniți, împreună putem semăna mai mult bine în lume. Ioana, ce idee fabuloasă, te felicit, e nevoie de bunic pentru o zi, mă înscriu și eu cu doi nepoței plini de iubire, vă îmbrățișez cu sufletul și din suflet. Dragii mei, nici nu trebuie să faceți prea mult proiect, a fost lucrarea, e o parte din lucrarea mea de licență, vă pot ajuta, pașii sunt făcuți, e vorba de un centru de zi, ușor de făcut, nu e nicio valoare inestimabilă, dacă vă strângeți, cu dragă inimă eu vă donez lucrarea mea de licență și cu mici schimbări pe acolo, adică dacă găsim în loc de 6 voluntari 20, o facem. Mă scriu și eu la centru de zi, la permanență, dacă îl facem. Pentru persoanele vârstnice care nu sunt bolnave și de care uităm, dragii mei, pentru că considerăm că sunt în putere și că nu au nevoie de ajutor. Asistența socială, ajutorarea nu înseamnă neapărat boală și suferință. Dar sunt locuri acolo unde ar trebui să mergem punctat. Sunt convins că mai există centru de bătrâni, iartă-mă, Ioana. Centru de bătrâni, centru de zi de persoane vârstnice. E o diferență. Nu, acolo nu vine nimeni să se plângă. Acolo vine lumea cu bucurie. Nu există un loc al fericirii. Există locuri unde sunt plini de suferință și de durere. Sunt bine îngrijiți în cele mai multe dintre ele, dar nu există un loc al fericirii, unde oamenii să-și manifeste bucuria, să joace șah, table, să ne povestească din experiențe. Ți-ai dori când ai fi la 70 de ani să ai un loc unde să te întâlnești cu prietenii și să te bucuri de veselia copiilor? La 70 de ani mi-a place să cred că încă mai pot schimba o planetară la calculator. Mamă, ce răspuns! Îl vrem pentru TikTok! E cel mai tare răspuns pe dimineața asta. Deci am înțeles. Nu, de ce ai nevoie pentru a putea porni această asociație să meargă înainte într-un an deosebit, pentru că e deosebit 2024, cu ce te putem ajuta noi ceilalți din jurul tău? Eu, telespectatorii care vor să... În momentul în care vin cu un proiect bine conturat, vin și bat la ușă. În momentul... Vin și bat la ușă pentru ajutor. Dar mai întâi trebuie să povestesc cu Marius să conturăm acel proiect. Ai voluntari în jurul vostru? Sunt. Sunt. Sunt prieteni care... la orice oră sunt dispuși să vină să ne ajute. Ce calități ar trebui să aibă un om care vrea să se alăture grupului vostru? Să se uite în interiorul lui. Să vadă? Să vadă, într-adevăr, dacă poate acorda bunătate necondiționată. Foarte tare subiectul de ăsta cu să nu facă din obligat. Activitate sau să nu facă chestia asta doar ca să apară într-un pictorial pe Facebook. Da, dar știi că trebuie... Pozele pe Facebook cu ce am făcut, ce facem, chestiile astea... Un din pic punctul e meu delicat. De vedere sunt reclamă ieftină.
E reclamă ieftină până la un moment, da, dacă nu abuzăm de ea. Dar ar trebui totuși, atunci când avem nevoie, din păcate, dacă ca nu să facem, facem public... cunoscuți, da, ok, așa, bun. Deci... Dar poți să faci un bine fără să faci două poze iute să le postezi? În 2024 va fi mai greu. Mai există și alți ani. Eu personal și sunt convinsă că și familia Hunedoara 1 TV, din care eu fac parte, Corina, Rosi, Petronela, Nicol, cei trei tineri frumoși ai noștri, Alin, Andra și Bianca, vor pune umărul dacă aveți nevoie de ajutor. Sunt convins. Și mai avem un om lângă noi care e cu sufletul și la fel ca și tine nu vrea să apară în față. Îl salutăm și îi mulțumim că e alături de noi. Și dragii mei, fiecare dintre noi până la urmă, vorba lui Adi, coborâți în suflet și vedeți de câtă iubire sunteți capabili. Am făcut, îl salutăm pe domnul Fabius Chiseli, e alături de noi. Bună dimineața! E în online, vă salutăm! V-am pomenit în această dimineață acțiunea pe care o aveți cu Dorela, cu, la Orăștie. Venim cu detalii, dragii mei, rămânem aproape de acești oameni de bine. Am făcut ieri o postare. Nu e cu tâlc, e clar pe, e chiar pe subiectul din această dimineață, deci și nu am povestit cu Adi, totul e, universul s-a legat. E plin de cursuri, ne iau psihologii și terapeuții banii să ne învețe cum să devenim egoiști. Și tu vrei să-i înveți să se coboare în sufletul lor? Cred că fiecare om trebuie să își cunoască interiorul. Dar pot să fac asta sau nu? Nu pot să fac asta. Da, sunt egoist sau nu sunt egoist? Noi îi preferăm pe cei care nu sunt egoiști. L-am avut pe Denșorean de la pompier de la Orăștie, vă aduceți aminte, cu cățelul. L-am întrebat, tu de ce n-ai învățat să te iubești pe tine însuți? Te întreb și pe tine, cât de mult te iubești pe tine însuți? Întotdeauna contează ceilalți. Știm asta, emisiunea se apropie, dragii mei, de sfârșit. Până aici am putut să intrăm în bunătatea și în inima lui Adi Bulea. Nu am găsit planetara de la calculator, dar promitem să venim alături de dumneavoastră într-o altă emisiune să desfacem probabil o cutie, utilaj, îi spune el, eu îi spun casa inteligenței artificiale, pentru că atunci când tratăm totul cu iubire, nimic nu strică. Dacă tratăm oamenii cei invidioși sau cum credeți dumneavoastră că sunt ceilalți, eu nu văd așa ceva în oameni, eu văd doar părțile bune, vreau să cred că văd doar părțile bune din oameni. Am ajuns, sper, la această maturitate interioară încât să văd doar binele din oameni și vă doresc și dumneavoastră să încercați să faceți așa cum a spus Adi, să vă priviți sufletul și să alegeți o cale, că până la urmă asta înseamnă viață, să alegem o cale. Greșesc? Nu, absolut deloc. Adi, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragii mei, ne apropiem. Camelia Daniela Daj ne spune bună dimineața. Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi pe rețelele de socializare. Eu păcătuiesc, eu iubesc aceste rețele de socializare și încerc să găsesc echilibru, dragii mei, între viața mea și aceste rețele de socializare, care ne aduce bucurie de fiecare dată când noi ne întâlnim acolo, pe internet. Încercați să găsiți răspunsurile în sufletele voastre, curate și frumoase, pentru că oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oamenii sunt curați, frumoși și iubitori
Și nu e mare lucru să spunem celor de lângă noi simplu: te iubesc, eu vă iubesc și ne revedem mâine dimineață aici, la Dale Dimineții, cu o surpriză. Nu dezvălui încă cine va fi mâine dimineață alături de mine, dar e vorba de talent, tineri, dăruire și oameni care îi îndrumă. Așa că dacă vreți să vedeți despre ce este vorba, rămâneți alături de noi mâine dimineață la 7 fix, reveniți alături de noi la 7 fix aici la Dale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Până atunci, eu vă spun frumos, sincer și curat, vă iubesc!